ocazie imensă! Ce ocazie ratează Steaua! Bogdan Stancu n-a reușit să introducă mingea în poarta goală din doar câțiva metri, adevărat. A fost acolo incomodat de un adversar, însă din nou apar erori incredibile în defensiva dinamovistă. Moment de uluială în apărarea lui Ioan Andone. Pur și simplu toți oamenii din defensivă au privit cum mingea trece prin fața porții lui Dolha și portarul dinamovist nu a reușit să intervină. Dar nu înțeleg însă de ce s-a dat aut de poartă. Am avut impresia că Mărgăritescu a fost cel care a trimis în afara terenului. Mărgăritescu, iată, acuzat de mulți că nu face îndeajuns de bine faza defensivă, a scos un gol ca și făcut. 2-1 pentru Steaua la capitolul ocazii, însă vine contraatacul lui Dinamo. Concentrarea lui Torje pentru Marius Nicolae, surprins în poziție de offside. Marius Nicolae sublinia pe ofunzimea acestei rivalități dintre Dinamo și Steaua. Este singurul meci care contează cu adevărat. Cine câștigă râde de rivali tot anul, iar steliștii nu prea au câștigat în ultima vreme. De altfel, după revenirea lui Marius Nicolae în Ștefan cel Mare de la Inverness, Dinamo a fost invincibilă în derby de România. Steaua a câștigat ultima dată cu Dinamo pe teren propriu 1-0 cu gol marcat de Neaga. Era Lăcătuș atunci pe banca Stelei, iar pe banca lui Dinamo Walter Zenga. A trecut multă vreme de atunci, sunt 3 ani de la acel meci. Iar Steaua nu a mai învins în Ștefan cel Mare din august 2004. 1-0, gol marcat de actualul dinamovist Andrei Cristea. Dar nu poate nimeni să bage mâna în foc nici acum la 6 ani distanță de acel meci, dacă Andrei Cristea a plecat sau nu din poziție regulamentară în acel minut 84 al derbiului de aici din Ștefan cel Mare. Rămâne una dintre enigmele acestui clasic al României, o altă poveste de succes a fotbalului românesc. Aici Tănase a scăpat mingea în afara terenului, este repunere de la margine pentru Dinamo. Scarlatache pentru Moții. Scarlatache evoluat fundaș dreapta în precedentul derby contra Stelei, câștigat de dinamoviști cu 2-0. Acum joacă fundaș central, mingea trimisă înapoi de dinamoviști la Ema Dolha. Dolha trimite dincolo de centrul terenului către Marius Nicolae. Este foarte bine Florin Gardoș, căruia mulți îi prevăd un viitor foarte frumos. În maxim 2-3 ani Florin Gardoș va ajunge la echipa națională, spunea chiar și președintele Ligii Profesioniste Dumitru Dragomir. Nu știu dacă a văzut bine Miklos Noghi la această fază. Vom vedea o reluare și ne vom lămuri dacă Geraldo a faultat. De aici, din înaltul tribunei, mi s-a părut că portughezul a avut o intrare regulamentară. Geraldo spunea că Dinamo Steaua este mai fierbinte decât AEK Olympiacos, derbiul Greciei în care a jucat până în sezonul trecut. Lovitură liberă pentru Dinamo pe care o execută Gabi Torje. Da, Geraldo cred că n-a prins perioada de glorie a acestor derbiuri din Grecia. În ultimii ani s-a mai liniștit atmosfera. Torje, cel care centrează în careul stelist, acolo Tătărușanu este imperial și iată o repunere pentru Bănel Nicoliță. Plecase în dreapta Bonfim, Nicoliță este faultat de Usman Îndoi. Prea multe faulturi face Usman Îndoi. Ar putea avea o problemă din acest punct de vedere Ioan Andone. Trebuie să găsească rapid o soluție de a-și tempera mijlocașul, pentru că Îndoi riscă foarte mult. Acum Geraldo, n-a fost Geraldo, ci Ricardo, cel care finalizează cu un șut slab ultima acțiune a Stelei. Vedem lovitura de cap expediată de Bilașco ceva mai devreme. Și apoi momentul de uimire în apărarea lui Dinamo și șansa irosită de Bogdan Stancu. În continuare 0-0 între Dinamo și Steaua în cel de-al 123-lea capitol din derby de România în Liga 1 Bergambir. Dinamo în atac prin Adrian Cristea, evită atacul lui Apostol în dreapta, încearcă să sprinteze Torje, pătrunde-l tareu și cer penalti dinamoviștii. Torje însă
este avertizat de Marius Avram pentru simulare. Hai să vedem. O fază importantă. Torje vede galben pentru simulare. Torje a încercat să ajungă la minge înaintea lui Latovlevic. Nu cred că a fost simulare, însă nu cred că este penalti. Sau? Ba da, e pe linie. Pare să fie penalti la această fază. Contactul mi se pare destul de clar și dacă este pe linie, atunci e penalti. Da, Torje vede galben oricum gratuit la această fază. La Tovlevic, eu zic că e penalti. La Tovlevic a fost prins prea în spate de dinamica fazei. Mingea a fost deviată greșit și astfel Torje a reușit să se infiltreze în acea gaură. Iar fundaciul stâng Astelis nu a mai reușit să se redreseze suficient pentru a-l bloca pe jucătorul lui Dinamo. Apostol a pierdut încă o minge în bandă, foarte multe baloane pierdute de mijlocașul Stelei. Cu Sportul a jucat foarte bine, dar sunt diferențe mari, sunt alte orgolii. Marius Nicolae trimite într-o zonă în care nu se află niciun coechipier. În vremurile în care Lăcătuș și Andone se înfruntau ca jucători, victoria într-un derby de România valora jumătate dintr-un titlu de campion, a spus președintele Stelei Helmut Ducadam. Acum însă, pentru ambele formații, o victorie ar însemna menținerea în preajma surprinzătorului lider Oțelul Galați, care a învins și astăzi pe Gloria Bistrița cu 2-1. Bonfim reprimește brazilianul, trimite pentru centrarea lui Nicoliță, fața porții, gol Steaua! Gol Bogdan Stancu! Formidabil! Steaua deschide scorul la jumătatea primei reprize. Bogdan Stancu rămâne cel mai în formă jucător al Stelei. 8 reușite în acest sezon în Liga 1 Bergambir. Da, interesant, Marius Avram și Mircea Orbuleț nu reacționează la această fază. Inițial am crezut că Orbuleț a ridicat fanionul, însă nu cred că se pune problema de offside. Dinamo Steaua 0-1, Bogdan Stancu în minutul 23 dă lovitura. Nici vorbă de offside, n-avea de ce să ridice fanionul, asistentul de pe partea tribunei a doua. Steaua conduce, meritat sau nu, apreciați dumneavoastră. Ideea este că acest gol al lui Bogdan Stancu vine la doar câteva zeci de secunde după ce Marius Avram i-a dat galben pentru simulare lui Torje. În loc să dea penalti, spun eu. Însă Steaua a avut ocazii importante, ocazii mari în această primă parte a meciului din Ștefan cel Mare. Pentru Bogdan Stancu este al treilea gol în ultimele două runde. A reușit o dublă și contra Sportului Studențesc. Steaua conduce în Ștefan cel Mare cu 1-0. Dinamo este însă o echipă care a fost condusă destul de mult în actuala stagiune a Ligii 1. Tot steliștii în ofensivă sunt pe val după reușirea lui Bogdan Stancu. O trecere spectaculoasă lui Bonfim, centrare în careu și de această dată Moții intervine și respinge în corner. Nu și-au revenit din șoc dinamoviștii, sunt în continuare sub presiunea Stelei. Dați momente de uluială în defensiva dinamovistă, momente pe care, iată, Ioan Andone n-a reușit să le elimine în pauza de două săptămâni, prilejuită de meciurile din preliminariile pentru Euro 2012. Vine acum centrarea, Steaua aproape de un nou șut periculos pe poarta lui Dolha. A sărit acolo un jucător al lui Marius Lăcătuș, pe sub minge s-ar putea să fie vorba de Bilașco. Noi îl vedem acum pe portughezul Geraldo. Nu uitați, în pauza și la finalul acestui derby de România aveți un super fanatic show cu Horia Ivanovici și invitații săi Ilie Dumitrescu și Mihai Stoica. Usman în doi pleacă în partea stângă și primește Alexe, în fața sa este Bonfim. Alexe este oprit regulamentar de fundașul dreapta brazilian. Marius Alexe a fost omul meciului sezonul trecut, a fost primul său derby cu Steaua în care a și reușit să marcheze. Însă după
acel meci și încă 2-3 etape. A urmat căderea, Alexe s-a accidentat, n-a mai reușit să revină la forma inițială. Acum Steaua are un nou corner. A blocat Oscar Rubio la încercarea de centrare a lui Yasmin Latovlevici. Duelurile 1-1 par să fie cheia acestei partide. Deocamdată Rubio și Bordeanu, cei doi fundași de bandă ai lui Dinamo, au pierdut majoritatea duelurilor cu Latovlevici și Bonfim și cu Nicoliță și Tănase, evident. Repune rapid Dolha pentru Span în 2. Torje încearcă să dezvolte acest contraatac al lui Dinamo. Mingea a fost oprită de Latovlevici. Dinamoviștii cer hands. Andone se agită pe marginea terenului, însă Marius Avram este impasibil. Marius Avram nu prea l-a purtat noroc dinamoviștilor în Ștefan cel Mare. Dinamo nu a câștigat niciodată cu el arbitru, iar în total are o singură victorie în 5 meciuri disputate până acum. Bine, dacă e să vorbim de statistică, atunci să spunem că ultimul meci al Stelei arbitrat de Marius Avram a fost dezastrul din Giulești din sezonul trecut, acel 1-5. Mai în glumă, mai în serios, Ioan Antone s-a bucurat când a auzit că Marius Avram va arbitra această partidă, pentru că Antone a fost cel care a administrat Stelei cel mai dureros eșec din meciurile cu Rapid. O intrare mai energică a lui Bogdan Stancu, protestează marcatorul golului Stelei, însă Marius Avram este inflexibil. Bogdan Stancu a făcut semne că a atacat mingea și așa pare să se fi întâmplat. A căzut și l-a impresionat Adrian Cristea pe Marius Avram. Usman în doi, în dreapta este liber, Torje primește internaționalul de tineret, Torje. Este lângă el Tănase și foarte bine asigură dublajul Latovlevici, respinge din fața lui Gabi Torje, apoi Scarlatache greșește serviciul, este repunere de la margine pentru Steaua. Mult mai slab Scarlatache decât Garat. Este adevărat concluzia trasă după cam 10-15 minute cât au evoluat fiecare. Garat înlocuit la capătul primului sfert de oră din pricina unei accidentări cu Adrian Scarlatache. Alexe, da, reușește să obțină o lovitură liberă și un cartonaș galben pentru Gardoș. O fază bună pentru Dinamo, o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri de poarta lui Tătărușanu. Alexe i-a trecut mingea printre picioare lui Gardoș. Fundașul stelist nu a avut cum să-l oprească pe decarul lui Dinamo decât prin faul. Fază importantă la poarta Stelei, pentru că Dinamo are șutări excelenți, începând cu Torje, Adrian Cristea și terminând chiar cu Îndoi sau Marius Nicolae. Toți fotbaliști capabili să pună în pericol poarta lui Tătărușanu la această fază. Să vedem la ce rezultat vor ajunge discuțiile dintre jucătorii lui Andone. Cristea, Nicolae și Îndoi sunt acolo. Pare să fie o minge pentru Marius Nicolae, după cum se concentrează căpitanul lui Dinamo. Trage însă Adrian Cristea puțin peste poartă. Șutul a fost deviat, lovitură de colț pentru Dinamo. Adrian Cristea s-a concentrat și a încercat să găsească spațiul porții. Minge deviată de zid, moment frumos în tribune, reacție a suporterilor dinamoviști. Bate Torje pe 6 metri, se cere penalti și se dă penalti. Penalti pentru Dinamo. Hands făcut de Iulian Apostol. Mingea l-a lovit pe jucătorul stelist în braț. Este penalti fără dubii. Știi ce este interesant? Cum de-a văzut Marius Avram se afla într-o cu totul altă parte. Poate vom vedea o reluare din spatele porții și ne vom lămuri. Da, Apostol nu pare să fie deloc în meci. Multe mingi greșite, iată comite și un penalti.
bate Adrian Cristea. Suntem în minutul 30. Adrian Cristea față în față cu Tătărușanu, portarul Stelei apărat la Zürich, însă acum Dinamo scrie 1-1, gol marcat din penalti de Adrian Cristea. Un jucător cu sânge rece, un jucător care a avut tupeul, practic, să-l aștepte pe Tătărușanu să vadă încotro pleacă portarul Stelei și să înscrie lejer în celălalt colț. S-a văzut simțul de artist al lui Adrian Cristea, care are și o dedicație după acest gol. Este la a doua reușită într-un derby de România, după ce a mai punctat și contra Stelei în 2008 în remiza 1-1, atunci când capitanul s-a deschis focul pentru Steaua. Explozie de bucurie în Ștefan cel Mare, Dinamo Steaua 1-1. Este cel de-al 5-lea gol din acest sezon pentru Adrian Cristea, cel care egalează în topul marcatorilor lui Dinamo pe Liviu Ganea și Usman Îndoi. Liviu Ganea nerefăcut după accidentarea care nu i-a permis să joace nici în barajul cu Anglia. Excelent, se întoarce acum Bogdan Stancu cu fața la poartă. Continuă Bogdan Stancu, pasă în dreapta la Bănel Nicoliță. Mult prea entuziast mijlocașul stelist, irosește o acțiune bună. Unul la unul, Dinamo Steaua. Se spune că acest rezultat este cel mai des întâlnit în confruntările dintre cele două mari rivale din Liga 1. Însă la cum se joacă vom mai vedea cu siguranță cel puțin un gol în Ștefan cel Mare. Se vede că și Lăcătuș și Andone sunt antrenori cu un apetit ofensiv remarcabil. Lăcătuș de pe vremea când juca la Steaua, Andone după ce a făcut școala de antrenori în Olanda și a prins gustul fotbalului spectacol. Acum o minge pentru Torje, iese Tătărușanu și să vedem, este penalti din nou pentru Dinamo și Tătărușanu poate fi eliminat. Să vedem ce decizie va lua Marius Avram. Teoretic galben, pentru că era în lateral. Tătărușanu a făcut în prima fază semne că totul este sub control, însă a întârziat să iasă din poartă. Zici că nu l-a văzut niciodată pe Torje. Nu poți să-l lași pe Torje să treacă în viteză. Nu poți să-l aștepți pe mijlocașul dinamovist. Penalti fără dubiu și va fi cartonaș galben. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Al doilea penalti pentru Dinamo în interval de doar 2 minute. Și să ne aducem aminte, înainte ca Bogdan Stancu să marcheze pentru Steaua, Torje a fost faultat de la Toblevici pe linia careului și nu s-a dat nimic. A fost însă o ciocnire violentă între Torje și Tătărușanu și surprinzător Tătărușanu, omul mult mai bine clădit decât Torje, este mai înalt cu aproape 2 capete decât jucătorul lui Dinamo, este cel care suferă cel mai mult și l-am văzut pe Cezar Lungu pregătit să intre în locul lui Tătărușanu. Sunt mari probleme cu titularul postului de portar la Steaua. Cezar Lungu, singurul jucător din lotul Stelei, produs 100% al clubului din Ghencea, ar putea să debuteze în poarta echipei de senior chiar în derby de România. De intervențiile sale poate să depindă soarta meciului pentru Steaua. Să vedem însă ce se va întâmpla cu Tătărușanu. S-a ridicat portarul Stelei. Repet, nu înțeleg de ce l-a așteptat Tătărușanu pe Torje. Au fost colegi la echipa națională de tineret cei doi. Ar fi trebuit să știe portarul Stelei de ce viteză este în stare să dezvolte mijlocașul dinamovist. A văzut cartonașul galben Ciprian Tătărușanu, însă Cezar Lungu nu va apăra în derby. Toți dinamoviștii și-ar fi dorit un cartonaș roșu pentru Tătărușanu. N-avea cum să facă o astfel de eroare Marius Avram. Și se schimbă executantul, bate Marius Nicolae. Este în fața primului său gol într-un derby de România, Tătărușanu față în față cu Nicolae. Portarul stelist a fost eroul echipei sale în meciul cu Grasshopper Zürich. Să vedem dacă de această dată va reuși să pareze penaltiul dinamovișilor. Marius Nicolae față în față cu Tătărușanu și în același timp cu golul care se o ducă pe Dinamo în
la conducere în cel de-al 123-lea derby de România. Marius Nicolae spre golul de 2-1. Gol Dinamo! Gol Marius Nicolae! Primul gol în 12 derbiuri de România pentru Marius Nicolae. Și iată cum se întoarce soarta acestui derby. În doar 5 minute Dinamo a revenit de la 0-1 și conduce acum cu 2-1. De obicei Câinii Roșii aveau reveniri fantastice în partea a doua, însă iată că acum presiunea pusă de suporteri a fost convocitoare pentru Steaua. Și Marius Nicolae și-a respectat promisiunea, a spus înaintea meciului că ține morții să marcheze împotriva Stelei pentru a-i dedica golul lui Cătălin Hâldan. Am văzut maieul de sub tricoul de joc inscripționat cu chipul lui Cătălin Hâldan. N-am văzut însă dacă Marius Nicolae a văzut galben pentru acest gest. De regulă se dă cartonaș dacă scoți tricoul. Dinamo Steaua 2-1. Două prostii imense comise de jucătorii lui Marius Lăcătuș, Apostol și Tătărușanu. Cei care îndrăznesc să spun că și-au bătut joc de munca întregii echipe. O muncă depusă timp de vreo 30 de minute, în care Steaua a jucat foarte bine. Tănase încearcă o deschidere pentru Nicoliță, Bogdan Stancu pentru Bilașco, recuperează Usman în doi, presiunea apasă tot mai tare asupra stelișilor, Nicoliță îl faultează pe jucătorul senegalez al lui Dinamo și Marius Nicolae cu siguranță, lui Marius Nicolae au rezonat vorbele lui Cătălin Munteanu cu echipierul său, care spunea că savoarea unui gol în derby nu se compară cu nimic, stadionul vibrează, iar timpul parcă se oprește în loc, inima vrea să-ți evadeze din piept. Așa s-a întâmplat și cu Marius Nicolae la primul său gol într-un derby de România. 2-1 pentru Dinamo. Steaua este presată de Dinamo. Geraldo rezistă în fața lui Adrian Cristea, continuă portughezul, însă pasa pentru la Tovlevici nu este completă, a fost însă faultat Geraldo, care iată se îndreaptă spre careul lui Dolha. Dinamoviștii trebuie să fie atenți la astfel de faze, au dovedit-o și în această partidă că au apărare foarte labilă, să spunem, dacă este să folosim cuvintele pe care le-a spus selecționerul Răzvan Lucescu după meciul de la Paris. Vine mingea trimisă pe 16 metri. Tănase a încercat să bată. Nu i-a ieșit ca în meciul cu Napoli. Atunci, dintr-o poziție asemănătoare, a reușit să-l învingă pe Morgan de Sanctis. Steaua rămâne în continuare în jumătatea lui Dinamo. Geraldo în dreapta pentru brazilianul Bonfim. Steaua are doi brazilieni și jumătate pe teren astăzi, Ricardo Gomes și Bonfim plus Geraldo Alves, jumătate portughez, jumătate brazilian. Steaua plus Nicoliță, o jumătate de brazilian, are trei brazilieni Steaua pe teren. Tănase pentru Bogdan Stancu, nu, era Bilașco, recuperează tot de carul Stelei la Tovlevici. Bogdan Stancu, nu este Iulian Apostol cel care a comis primul penalti pentru Dinamo, degajează însă gazdele până în careul lui Tătărușanu. Din nou Apostol le permite dinamoviștilor să iasă din presiune. Dinamo era cu toată echipa amasată în jurul careului lui Dolha, însă preluarea prea lungă a lui Apostol i-a permis lui Torje să degajeze. Lovitură liberă obținută acum de Marius Bilașco. Minutul 39, Dinamo Steaua 2-1. Roșialbaștri au condus cu 1-0. Gol marcat de Stancu în minutul 23. Însă albroșii au întors din două lovituri de la 11 metri. Cristea în minutul 31 și Nicolae în minutul 35. Yasmin Latovlevici pare hotărât să tragă direct spre poarta lui Dolha. Fundașul stâng al Stelei este renumit pentru șutul său de la distanță. A dat două bare până acum. Latovlevici, un elan destul de scurt, bate însă peste poarta lui Dolha. Prea scurt elanul lui Latovlevici, mult peste poartă. Foarte nemulțumit Marius Lăcătuș. Cu siguranță nu acesta a fost modul în care le-a transmis jucătorilor să joace această fază fixă. Și uite, interesant, Steaua încasează și în acest meci două goluri din fază fixă, socotind penaltiurile
fază fixă. Toate golurile încasate de Steaua în acest sezon au venit din astfel de faze. 12 la număr, Dinamo confirmă faptul că are cel mai bun atac din Liga 1, a ajuns la 27 de reușite, însă în același timp are și cea mai fragilă defensivă, 22 de goluri încasate până acum de echipa lui Ioan Andone, care a fost condusă până acum la pauză în 8 din cele 10 meciuri scurse până acum în Liga 1. Bergamo, Steaua în atac prin Bonfim, Nicoliță întoarce pentru Ricardo. Apostol, un 2 cu Bilașco, din nou Apostol pentru Tănase, care ratează preluarea, oricum fusese semnalizat în offside de Mircea Orbuleț. Bilașco face ce știe mai bine, Paravan încearcă să creeze culoare pentru coechipierii veniți din linia a doua, așa s-a întâmplat și la faza precedentă. Cât se poate declară poziția de offside în care se afla Cristi Tănase. Deocamdată Tănase și Apostol, să spunem,